Ricardo, înfrângere din nou, însă pentru tine a venit o veste bună înaintea partidei, ai fost titular. După 4 luni, nu? 4 luni cred că au trecut. Bun găsit. Da, bună seara. Important e că am jucat, mă bucur pentru asta, dar din păcate nu am reușit să scoatem punct în această seară, deși am avut o oportunitate mare pe final de joc. E frustrare. Am revăzut faza acum și la Patrick. Nu știu, nu aș vrea să comentez, dar și un om dacă le-i de pe stradă, cred că ar da penalti la faza. E imposibil așa ceva. Dar ce să facem? Mergem înainte pentru că ne va aștepta un meci important în cupă și avem nevoie de victorie să trecem mai departe. Povestește-ne un pic la faza primului gol. A fost acolo degringolat, dar a reușit să strecoare într-adevăr execuție a lui. Da, într-adevăr. Probleme mari. Nu am dus cu el. Inițial am crezut că e offside, dar nu trebuia să mă opresc, trebuia să mă duc cu el și poate că puteam să-l incomodez mai mult decât colegul meu și să nu aibă o execuție asta. Din păcate pentru noi a avut o execuție extraordinară și ne-a costat. E greu să joci așa sporadic și să dai și randament 100%? Nu vreau să-mi caut scuze, trebuie să fiu pregătit mereu când intru să joc și asta este situația. Nu am ce să fac. Când decide antrenorul să joc, trebuie să intru și să-mi fac treaba foarte bine. Totuși, faptul că în repriza a doua ați reușit să împingeți mai mult și ați arătat parcă din ce în ce mai bine, cu toate că nu ați dus-o până la capăt, n-ați reușit măcar un punct, vă dă speranțe pentru viitor? Clar că ne dă speranțe. În primul rând, zic eu că n-am făcut un joc atât de rău. În prima repriză, cei drept, am avut puține probleme pentru că am schimbat puțin și construcția, am făcut-o diferit. Trebuia să ne adaptăm cât mai repede la condițiile de joc, la ceea ce ne-a cerut mister, dar în a doua repriză a fost mult mai bine, zic eu. Ce a putut să schimbe un antrenor în două zile? E foarte greu în primele zile să schimbe ceva. Ne-a dat așa în mare parte niște idei noi de joc, în oarecare măsură puțină încredere pentru că aveam nevoie, dar e greu acum să vorbim de o schimbare majoră. A venit doar de 2-3 zile. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Îți mulțumim tare mult. Și vă mulțumesc.